Vă invit să ne mai ridicăm o dată în picioare, să vă citesc două versete. Cartea 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Cartea 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragilor, aș vrea să mai facem o rugăciune în dimineața aceasta, pentru slujba aceasta de vestirea cuvântului, de ascultare, dar și de trăire. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați rugat înainte de a veni aici, plecând de acasă, să-i spuneți Domnului, Doamne, dacă îmi zici ceva în dimineața asta, eu fac. Încercați în rugăciunea asta să-i spuneți Domnului, Doamne, dacă Tu îmi vorbești ceva, eu îți promit că fac. Că nu are sens să ținem slujbe după slujbe, predici după predici, dacă noi nu avem de gând să facem. De aceea să ne rugăm pentru vestirea Evangheliei și rugați-vă și pentru mine. Ne rugăm pentru ascultarea Evangheliei, adică vă rugați și pentru dumneavoastră. Și ne rugăm pentru trăirea Evangheliei. Vă rugați, Doamne, dacă îmi spui ceva, dacă nu spune Dumnezeu nimic, nu trebuie să faci nimic. Dar dacă îți spune ceva în dimineața asta și îți vorbește ceva, că te rogi să-ți vorbească Domnul, atunci spune Dumnezeu, Doamne, când plec de aici, vreau să fac. Ajută-mă! Haideți să ne rugăm cu toții o rugăciune. Slăviți să fie Domnul! Chiar dacă nu sunteți de acord cu mine, așa cum zic eu. Domnul este slăvit, fie că ziceți dumneavoastră amin, fie că nu ziceți, dar vă dau posibilitatea la o repetiție. Slăvit să fie Domnul! Amin. Eu sunt un predicator care nu-mi plac nici prezentările, nici introducerile, așa că o să intru direct în subiect. V-am citit în dimineața aceasta două versete care prezintă semnul că ești născut din Dumnezeu și că îl cunoști pe Dumnezeu. Deci cele două versete din Scripturi prezintă cu claritate un semn că ești născut din Dumnezeu și că îl cunoști pe Dumnezeu. Care credeți dumneavoastră că e semn? Credeți dumneavoastră că a predica bine este un semn că îl cunoști pe Dumnezeu? Că ești născut din Dumnezeu? Credeți dumneavoastră că dacă cântăm frumos este un semn că suntem născuți din Dumnezeu sau că îl cunoaștem pe Dumnezeu? Eu zic dumneavoastră ce spun în versetele care le-am citit, ce preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește, nu oricine predică, nu oricine cântă, nu oricine prorocește, ci oricine iubește, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu mai mult, cu atât vei avea mai profund semnul ăsta. Și semnul este iubirea. Semnul că dumneata îl cunoști pe Dumnezeu. Semnul că ești născut din Dumnezeu este iubirea. Auziți ce zice versetul 8? Cine nu iubește, deci cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragilor, cu cât îl cunoști pe Dumnezeu mai mult, cu atât iubești mai mult. De aceea semnul că ești născut din Dumnezeu, semnul că îl cunoști pe Dumnezeu este iubirea, pentru că Dumnezeu este dragoste. Păi acum gândiți-vă, dacă Dumnezeu e dragoste și te naști din iubire, din dragoste, ce poți fi? Ură? Ceartă? Dușmănie? Invidie? Bârfă? Clevetire? Păi cum să fii născut din dragoste, să fii mânie, ură? De exemplu, pe mine mă cheamă Danila Mihăiță. Nu știu dacă știți de ce mă cheamă pe mine Danila. Că așa îl cheamă pe taică-mi. Și am preluat numele de la el. Dacă sunt născut din Danila, mă cheamă Danila. Acum gândiți-vă spiritual, dacă sunt născut din iubire, din dragoste, cum mă cheamă? Semnul că ești născut din dragoste, din iubire, semnul că îl cunoști pe Dumnezeu este iubire și iubirea ta crește în funcție de cunoștința lui Dumnezeu. Poți să predici bine, poți să cânți frumos și să nu cunoști pe Dumnezeu. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce este la bază. Iubirea, dragostea. Dacă dumneavoastră citiți Scripturile, o să vedeți că toate poruncile și toate regulile care le dă Dumnezeu
sunt să protejeze iubirea. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți oriunde trebuie reguli și porunci. Nu se poate fără ele. Dacă vrei să îngrădești, să protejezi ceva, ai nevoie de niște garduri, ai nevoie de niște porunci, ai nevoie de niște reguli. Numai că dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce spune Scriptura, zice, ținta poruncii este... E, dacă ținta poruncii și a regulii nu iubirea, atunci asta se numește dictatură, se numește tiranie, se numește legalism. Asta este legalismul. Adică niște reguli și porunci care nu au la bază iubirea. Adică vreau eu aici așa să fie și cum zic eu. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți care este ținta poruncii. Adică ținta poruncii trebuie să le oprească iubirea față de aproape. Adică trebuie să îngrădească, trebuie să protejeze iubirea. Pentru asta avem reguli și porunci. Nu se poate fără ele. Uitați-vă dumneavoastră la poruncile care le Dumnezeu. Ce vor să protejeze? Iau zis, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Ce vrea să protejeze? Păi iubirea față de un singur Dumnezeu. Zice, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău mai mult ca orice. Și atunci trebuie o poruncă care să îngrădească iubirea față de un singur Dumnezeu. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. De-aia gândiți-vă dumneavoastră, ce urmărește porunca aceasta? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce urmărește? Ce îngrădește? Ce protejează? Iubirea față de cine? Față de părinți. Sau gândiți-vă noastră la altă poruncă. Să nu poftești nevasta aproape lui tău. Dar de ce? Ce vrea să protejeze? Iubirea față de familie. Deci toate poruncile care sunt, toate regulile care sunt date de Dumnezeu, au ca țintă iubirea. Adică țintesc iubirea, vor să protejeze iubirea. E, porunca fără iubire sau adevărul fără iubire înseamnă răzbunare, tiranie, legalism. Și din păcate există foarte mult legalism în biserici, pentru că ei înțeleg cu totul altfel porunca și regula. Dar toți trebuie să avem porunci, trebuie să punem reguli pentru biserică, pentru că iubim biserica, ea trebuie să aibă niște reguli. Dacă noi spunem, de exemplu, la surori cum să se îmbrace, ce vrem să protejăm? Adică nu vin eu, fac pe grozavă acum să vă spun să vă îmbrăcați decent, evlavios, cu respect, dar de ce? Ce vrem să protejăm? Vrem să protejăm niște bărbați care să nu aibă o predispoziție spre păcat. Și dacă îți iubești fratele, dumneata le te îmbraci decent, dar ținta nu este că vreau eu și că la mine, în zona mea, așa îi, ci ținta este dragostea față de aproapele. Dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de familie, dragostea față de părinți, dragostea față de biserică și peste tot ca să îngrădești iubirea, ca să o protejezi, trebuie niște garduri, trebuie niște porunci, trebuie niște reguli. De aceea nu uitați niciodată când dați o poruncă sau puneți o regulă, care este ținta? Are la bază iubirea, dacă nu rămâne doar legalismul. E, gândiți-vă dumneavoastră în Noul Testament, când s-a înființat biserica primară, existau lucruri pe care Dumnezeu le făcea numai prin unii. Și existau lucruri pe care le făceau toți. Știți ce e interesant? Toți vrem ce făceau numai unii și numai dacă mai este câte unul care să vrea ce făceau toți. Deci arată clar în biserica primară, de exemplu, zice Dumnezeu lucra prin mâinile apostolilor cu mari semne și minuni în orod. Nu prin toți făcea minuni. Nu prin toți făcea semne, numai prin unii. Ei, noi toți acum avem ce? Ce făceau unii. Semne și minuni. De-aia au zis ce făceau toți. Ce toți își vindeau averile și le împărțeau. Nu vă place? Ce vă place mai mult? Ce făcea Dumnezeu numai prin unii. Doamne, noi vrem semne și minuni, dacă se poate să le faci prin mine. Dar uite că erau lucruri care le făceau toți. Toți își vindeau averile și le împărțeau. Dacă mai câte unul acum să facă ce făceau atunci toți. Deci toți vrem ce făcea numai câte unul. Și numai câte unul vrea să facă ce făceau toți. Păi trebuie să vă spun un lucru, nu vă supărați pe mine. De prorocit nu o să prorociți toți. Numai unii. Semne și minuni nu o să faceți toți, Dumnezeu o să facă numai prin unii. Păstori nu o să fiți toți, o să fie numai câte. Evangheliști nu o să fiți toți, o să fie numai câte. Învățători nu o să fiți toți, o să fie numai câte. Dar toți puteți iubi. Adică să împărțiți averea puteți toți.
De predicat nu puteți toți, de cântat nu puteți toți, să proruciți nu puteți toți, să mergeți în evanghelizare în toată lumea nu puteți toți, să păstoriți nu puteți toți, dar să iubiți puteți toți. Toți! Și niciunul din ei nu zicea că averile sunt ale lui. Asta era pentru toți. Fiecare era plin de frică, asta era pentru toți. Toți erau nelipsiți de la templu, asta era pentru toți. Observați, sunt lucruri pentru toți și lucruri pentru unii. Acum eu nu că nu vă doresc să aveți lucrurile care le aveau unii, îmi doresc. Dar nu să le aveți toți. Dumnezeu să facă numai prin unii. Dar toți putem iubi. Ia gândiți-vă noastră ce spune Scriptura. La unii le-a spus, plecați de la mine. Și ei au zis, păi dar n-am făcut noi semne și minuni în numele tău, cum să plecăm? Și Domnul Iisus le-a spus, plecați. Și la alții le zice Domnul, veniți la mine. Și ăștia întreabă, dar ce am făcut să venim la tine? Că nu am făcut semne și minuni să venim la tine. Și zice Domnul Iisus, am fost bolnav și m-ați vizitat. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră ce vreți? Să vindecați un bolnav sau să-l vizitați? Nu interesant, la ăla care o vindeca bolnavul, i-a zis, pleacă. La ăla care o vizitat bolnavul, i-a zis, vino. Dar dumneavoastră ce vreți să faceți? Să-l vindecați sau să-l vizitați? Acum trebuie să înțelegeți, de vindecat numai prin unii va face Dumnezeu. Dar de vizita bolnavii, care putem? Toți! Și zice, Domnul, veniți! Auzi, eu nu zic că Dumnezeu nu face semne minuni, lucrau și în nelegirea, dar există oameni curați prin care Dumnezeu face semne și minuni. Dar de vizitat bolnavii pot toți, numai că trebuie să înțelegeți. Când predic bine, se dă pe YouTube. I like. Când te dui la bolnav, nu te vede nimeni. Și îi tai unghiile de la picioare și îl speli și îi pui un pampers. Nu vede nimeni, dar iubești. Acolo nu-i popularitate, nu-i slavă deșartă, este iubire. Și Dumnezeu zice, da, pentru că ați venit la mine, m-ați vizitat, am fost bolnav, veniți. Deci asta e pentru toți, toți puteți vizita bolnavii. Toți putem să tăiem unghiile la cineva, să spălăm picioarele. Vreau să vă întreb, trebuie dacă vrei să speli mâinile lui Ilie, ca Elisei, trebuie să fii în comitet? Ca să duci la un sărac, să-i faci bine, trebuie să fii în comitet? Deci poți să faci atâta bine care are la bază iubirea, dar noi vrem numai... Na. Dacă zice Dumnezeu că o da proroci, apostoli, evangheliști, păstori, eu vreau acolo. Dar pentru toți este iubirea. Binecuvântat să fie. Amin. Dragilor, în dimineața asta vreau să vă spun ce se întâmplă când lipsește iubirea și ce se întâmplă când este prezentă iubirea. Ei, lipsa de iubire anulează tot. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă nu-i la bază iubirea, nu are sens să mai continuăm, că totul este anulat. Gândiți-vă, în primul rând, lipsa de iubire anulează darurile spirituale. Noi funcționăm în biserică pe baza niștor daruri spirituale care le-a dat Dumnezeu. E, dar dacă n-are darul ăla la bază iubirea, se anulează. Păi cum citiți dumneavoastră? Că știți, e foarte simplu. Ce chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Păi dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu există în capacitatea și în resursa omului și în puterea lui să vorbească limbi îngerești. Asta e un dar supranatural. Este ceva care vine de la Dumnezeu. Adică e peste capacitatea omenească. E o putere, e un dar venit de la Dumnezeu. Sunteți de acord, da? Ia gândiți-vă, chiar dacă aș proroci și aș cunoaște toate tainele și toată, știți ce înseamnă asta? Să vin eu acum, să vă iau pe rând, să vă descoper la fiecare tainele. Să vă spun ce e în inima dumneavoastră, ce e în mintea dumneavoastră, ce ați gândit ieri, ce ați făcut ieri. Dumneavoastră înțelege, asta e ceva supranatural. Noi nu avem perspectiva asta să mă duc la un om să văd în el. Dar când Dumnezeu dă un dar de descoperire, poți să descoperi tainele din oameni. Dar știți ce scrie în final? Chiar dacă, dar dacă n-aș avea dragoste, sunt... Ce înțelegi dumneavoastră prin nimic? Zero, adică nul. Se anulează tot. Dumneavoastră înțelegeți? Adică descoperi tainele, prorocești, vorbești în limbi îngerești, predici, faci o grămadă de lucruri prin darurile spirituale care ți le-a dat Dumnezeu și se anulează totul. Totul devine nul și zero dacă n-ai la bază iubirea.
A fost cineva care a avut o descoperire din partea lui Dumnezeu și a avut că Domnul a venit după biserică și a luat-o. Și unul dintre cei mai buni predicatori din România a fost lăsat jos. Și persoana respectivă nu vine să creadă. Cum se poate așa ceva? Păi ăsta ne lasă cu gura căscată pe toți. Ăsta e un predicator popular, ne lasă uimiți. Cum să rămână jos? De ce? Știți ce a spus vocea? Pentru că a predicat, pentru că n-a predicat de dragul meu. Deci vreau să înțelegeți. Un predicator care uimește, care te lasă cu gura căscată, pe care îl urmărim, rămâne jos și vocea a zis pentru că n-a predicat de dragul meu. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, poți să predici să nu predici de dragul lui? Ce zice dumneavoastră? Poți să predici să nu predici de dragul lui? Apostolul Pavel zice că unii predică din duh de... Dar cum mă să faci 4 ani de teologie? Să cunoști Biblia numai că ai un duh de ceartă și să-i dai lui altul un cap cu Biblia? Nu să puteți înțelege. Să știi din Biblie o grămadă de lucruri și să le folosești într-un duh de ceartă numai ca să ataci pe cineva. Aveam în adunare la noi 2 frați care nu se înțelegeau așa bine. Au trecut la Domnul amândoi, pot să spun acum. Și se ridica unul și zicea, fraților, pocăința e grea. Și începea din Biblie să dea cum e pocăința de grea. După el se ridica ăla, că nu se înțelegea cu el, și zicea, fraților, pocăința e ușoară. Și dădea din Biblie cum pocăința e ușoară. Și după ce terminau ei lupta, zice, acum să ne spună fratele Mihăiță cum e pocăința. Adică îmi puneau cartușul mie pe țeavă să-l împuși pe unul cu Biblia. De să-l omor pe unul dintre ei. Să fac o dezbinare cu Biblia. Și eu mă ridicam în picioare, zic, fraților, pocăința nu e grea, e foarte grea. E imposibilă. Dar zic, pocăința e așa de ușoară cu Duhul Sfânt. Și îi împăcam pe amândoi. Care avea dreptate? Păi și unul și altul. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Biblia este o carte cu 2 coperți. E o sabie cu 2 tăișuri. Ne putem tăia de numai, cu adevărul. Adică eu dimineața asta, de exemplu, vorbesc despre dragoste. Dumneavoastră puteți să mă întoarceți când vreți dumneavoastră cu focul mistuitor al lui Dumnezeu. Dar eu n-am ales subiectul ăsta în dimineața asta. Ele se completează, dar dacă ai un duh de ceartă, tu cu un adevăr din Biblie dai în cap la altul tot cu un adevăr din Biblie. Nu mai vă vorbesc ce se întâmplă pe la adunări generale, cu Biblia în mână. Deci ne lovim de necăpăcim. Și s-ar putea și unul și celălalt să fie exprimat adevărul, dar sunt 2 fețe, sunt 2 poziții, sunt 2 perspective. Ei, poți să cunoști Biblia și să ai un duh de ceartă numai când să lovești în unul. Acum gândiți-vă, zice Apostolul Pavel, unii predică din slavă de șartă. Acum vreau să vă întreb. Credeți că se poate predica ca să devii popular și celebru? Da. Vreau să vă întreb, credeți că se poate predica pentru bani? Aici, în Spania, am fost acum la o slujbă și vine cineva la mine și zice, frate Mihăiță, nu puteți să treceți după la noi. Zic, nu prea am când, zic, numai luni, seara, aș mai avea liber. Dar zice, care e prețul? Dar eu zic, da, preț la ce? Ce preț? Păi zice, care e prețul ca să veniți? Cum adică care e prețul ca să vin? Păi zice, așa, unii spun prețul, zice, dacă nu, eu nu cred. Dumneavoastră credeți că există așa ceva? Cum adică să pui un preț? Prețul e clar, sângele lui Iisus Hristos, îl puteți plăti? A, plătiți-l dacă îl puteți. Ăsta e prețul, cine îl poate plăti? Dar vreau să vă întreb, credeți că se poate cânta pentru bani? Păi și unde am ajuns? Deci se poate cânta pentru bani, predica pentru bani, pentru popularitate, pentru celebritate, cu un duh de ceartă. Și dacă nu-i dă dragul lui, nu se pune. Da. Ați auzit cum au cântat tinerii? Domnul să vă binecuvinteze. Dacă n-ați făcut-o de dragul lui, nu se pune.
Dacă dumneavoastră dimineața asta ați venit la biserică și n-ați venit de dragul Lui, nu se pune. Dacă noi stăm aici și nu o facem de dragul Lui, nu se pune, se anulează tot. Totul devine nul, zero. Doamne, ai milă de noi. Doi, lipsa de iubire. Deci, unul, lipsa de iubire anulează darurile spirituale. Doi, lipsa de iubire anulează toate slujbele. Că noi funcționăm în slujbă prin darul. Și Biblia zice, dacă vine cineva cu darul să țină slujba la altar. Adică ai pregătit un dar frumos, o cântare, o poezie, o predică, e foarte bine că l-ai pregătit și vii aici. Dar dacă ai un conflict, o ceartă, o problemă cu cineva, ce zice Biblia? Să ținem slujba sau nu? Și dacă ținem slujba, se pune? Păi dumneavoastră înțelegeți? Mii și mii de slujbe anulate în mare marjă de Dumnezeu săptămânal, pentru că la bază nu este iubirea. Și dacă avem conflicte, bârfe, clevetiri, probleme, certuri între noi, slujbele nu se pun, se anulează. Numai că ce se întâmplă? Noi iubim slujbele mai mult decât adevărul. Și ținem slujba chiar dacă nu trăim adevărul. Pentru că nu iubim adevărul, iubim slujba. Domnul, nu, trebuie să ținem slujbele. Păi da, dacă suntem certați, dacă avem conflicte, da, ținem o slujbă de împăcare, ținem o slujbă de pocăință, o predică de pocăință, eu nu zic. Dar nu are sens dacă aveți conflicte între dumneavoastră și veniți cântați sau predicăm sau indiferent ce facem cu darurile noastre, nu se pune slujba aceea. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, un creștin fără iubire este ca un ac fără ață. Nu mă împunge, nu leagă nimic. De obicei, acul dacă are ață, surorile știți lucrul ăsta, ce se întâmplă? Dar dacă e numai acul, nu mă împunge. Na, asta e adevărul fără iubire. Adevărul reprezintă acul și dragostea reprezintă ața. Deci când ața este în adevăr, atunci el leagă ceva. Dacă lipsește ața, adevărul împunge. Și suntem o grămadă de ăștia. Și am spus adevărul. Bun, dar ai avut și ață? S-a avut numai acu. A fost undeva la un birou și s-a dus cineva și vrut să angajeze și doamna de la birou era șchioapă. Mergea de la un birou la alta șchioapă. Și el, când i-a venit rândul, zice, doamna șchioapa, am venit să mă angajez. Și bineînțeles că au avut grijă să-l paseze mai departe. Dar un prieten a zis, măi, dar de ce i-ai zis doamna șchioapa? Păi zice, i-am spus adevărul. Acum vreau să vă întreb, i-a spus adevărul sau nu? Și-o avut și ață? Și care e problema că spui adevărul? Noi trebuie să fim credincioși adevărului, dar trebuie să fim credincioși și iubirii. Și ele se împletesc una cu cealaltă. Nu trebuie să fim necredincioși adevărului pentru iubire, pentru că există și latura asta în care oamenii zic, băi, păi cum, mă? Lasă-i, zice, lasă-i cum vor ei. Lasă-i că nu mai vin. Asta înseamnă iubire fără adevăr, fără act. Nu. Noi trebuie să le spunem adevărul. Dar scopul care le spun adevărul este iubirea. Scopul excluderii, scopul disciplinei în biserică trebuie să țintească iubirea față de el. Nu că îs eu aici șef și bă, voi dispăreți de aici. Aici nu e uzină, nu e nimeni director, nu e întreprindere. Aici fiecare dintre noi ne gândim ce e mai bine pentru omul ăla care a căzut în păcat. Și dacă le excludem, noi din dragoste pentru el o facem ca să realizeze, să-și dea seama că nu-i pe drumul bun. Să le excludem un pic, să-i fie rușine, să vadă în ce stare a ajuns. Ăsta e sensul disciplinei, ăsta e sensul excluderii. Dragostea și câștigarea aproapelui tău. Toate trebuie să aibă la baza asta. Ei, dar dacă îi spui numai adevărul, fără să lege nimic, nu merge. Uitați-vă dumneavoastră care aveți geamuri acasă, uitați-vă la un geam, geamul, dacă mă duc și dau cu mâna pe el, nu-mi face nimic rău. Mă protejează de intemperiile de afară, de frig, de ploaie. Dar dacă sparg geamul ăla și dau cu mâna pe cioburile de sticlă, ce se întâmplă? Cioburile de sticlă mă rănesc. Ei, cioburile de sticlă reprezintă adevărurile. Dar ele, dacă nu sunt legate, nu sunt închegate în iubire, nu dau geamul ăla. Și nu mă ajută, nu mă protejează, ci mă
rănește. Și asta se întâmplă cu Biblia, cu adevărul. De aceea noi trebuie să știm când să spunem, ce să spunem și cum să spunem. Asta cere o maturitate, de aia se numesc bătrâni. Acum nu vă supărați, o școală de teologie de 4 ani nu poate scoate de tine un bătrân, n-are cum. Și cum să scoate de tine un bătrân 3 ani de teologie? Da, tu înveți, acumulezi, dar îți trebuie experiență. Ești ca un rezident la spital care trebuie să stai niște lângă doctor cu experiență să înveți. Asta se numește ucenicie. La noi nu mai există lucrul ăsta, ucenicie. Adică fiecare dintre noi trebuie să fiți ucenicul cuiva. Ca să vă maturizați, să puteți să creșteți spiritual, urmăriți un model. Păi, bă, ce trebuie să fac? Dar cum trebuie să fac? Și ăla cu iubire îți spune adevărul. Uite, aici nu-i bine, aici nu-i bine, aici nu-i bine, acolo așa. Ca să poți crește. Deci adevărul trebuie spus, dar trebuie să aibă ață. Dacă avem probleme, avem conflicte, avem certuri, atunci slujbele se anulează, nu se pun. Eu nu mă refer acum că dumneavoastră nu primiți adevărul. Eu vi-l spun, spune, uite așa surorile, uite așa bărbați, uite așa trebuie în biserică, vă explic frumos, dacă nu înțelegeți, punem la disciplină, excludem, dacă dumneavoastră nu vă place, și asta e treaba dumneavoastră, că plecați sau faceți partide, e treaba dumneavoastră, dar noi încercăm să vă spunem adevărul cu ață. E, dar dacă sunt conflicte și probleme, slujbele nu se pun. 3. Lipsa de iubire anulează toate rugăciunile, deci anulează toate darurile, anulează toate slujbele, anulează toate rugăciunile, pentru că dumneavoastră vă rugați nu numai la slujba aici, vă rugați și acasă. Și dacă îți lipsește iubirea, se anulează și rugăciunile tale de acasă. Păi ia gândiți-vă bărbații, dau câteva versete. Deci, bărbaților, nu țineți necaz pe cine? Dar de ce? Păi dacă m-a enervat nevastă, de ce să nu țin necaz pe ea? Dar de ce să nu țin? Care este problema? Zice, purtați-vă cu ele cu un vas de cinste. Mai slab, mai slab, nu însemnează ce înțelegem noi că e mai slabă. Bărbatul e făcut din tablă. Dacă l-arunci din tir, să îndoaie, îți faci la loc. Așa e bărbatul, e din tablă. Femeie din cristal. E un bibelou. Deci dacă nu știi să te comporți cu ea cu înțelepciune, deci rugăciunile tale sunt împiedicate. Asta înseamnă că dacă vii la biserică ca bărbat și ai timbru vocal și vii aici, Dumnezeule Avram, Isaac și acum, și se ridică părul la toți. Dar dacă tot așa țip și la nevastă ta acasă, nu se pune. Strigătele mari sunt înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea nevestei. Dar unii cum strigă la biserică, așa strigă și acasă. Alea nu se pun. Leonard Ravenhill a fost prorocul Americii și nevasta lui a mărturisit despre el, soțul meu la biserică e leu, dar acasă e miel. Nu merge la biserică, ești tigru și acasă ești leopard. Nu se pune. Deci trebuie să înțelegem, bărbații, dacă nu știm să ne comportăm cu soțiile noastre și ținem necaz pe ele, nu se pun rugăciunile, sunt împiedicate. Dar în momentul ce predicam asta la biserică, bineînțeles că bărbații sunt entuziasmați, o soție stătea cu mâna pe umărul la soțul ei. Când predicam eu asta și-o auzit, numai așa-i făcea. Și eu am văzut. Numai dumneavoastră trebuie să înțelegeți, surorile, că e valabil și invers. Deci dacă soțiile țineți necaz și nu vă iubiți soții sau aveți un verset preferat dumneavoastră, știți care e? Soțiilor, fiți supuse bărbaților voștri. Adică cum? Cum îi zicea Sara lui Avram? Adică regele meu. Știți cum îi zice astăzi nevasta lui bărbat? Puiule. Că dacă îi pui, strângi gâtul imediat. Păi de ce să mai fie rege pătrun? Că-i puiuțule, faci cu el ce vrei. E, dacă sunteți așa, puteți să plângeți ca mironosițele. Că dumneavoastră sunteți cu sentimentul și emoția, nu se pune. Acum ia gândiți dumneavoastră, dacă îi spuneți la soț, regele meu, dumneavoastră ce sunteți? Regine. Și ce aveți acasă dacă el e rege și tu e regină? Cum se numește casa? Palat.
Dar dacă îi spui puiule, tu ce ești? Și ce ai acasă? Cum vreți dumneavoastră? Cum credeți? Dar Biblia ne învață ce să facem. Ei, dacă bărbații strigă, dar țin necaz, dacă soțiile nu sunt supuse, avem necazul în piață, nu se pun rugăciunile, sunt împiedicate. Și poate vă interesează, lipsa de iubire anulează sistemul imunitar. Adică fiecare dintre dumneavoastră aveți un sistem de apărare, așa a lăsat Dumnezeu, un sistem de apărare care te protejează de boli și de virus. E, ce se întâmplă? În momentul când îți lipsește iubirea, poate nu vă dați seama și nu știți, lipsa de iubire face să scadă sistemul imunitar. Adică cade la pământ. Adică cel mai puternic complex de vitamine pentru imunitate se numește iubire. Adică dacă dumneavoastră când vă treziți, iubiți și soția, și copiii, și biserica, și frații, și surorile, și dușmanii, și păsările, și animalele, și florile, și pomii, și natura, sistemul imunitar se încarcă. Este puternic și vă protejează de virus și de boală. Dacă urăști, dacă ești nervos, dacă ești certăreț, mânios, iute, ce se întâmplă cu sistemul imunitar? El cade la pământ și atunci știți ce faceți? Trimiteți bilet aici în față și scrieți pe bilet: vă rog frumos să intrați într-o zi de post și rugăciune împreună cu mine pentru boala care o am. Dar eu vreau să te întreb pe dumneavoastră, n-ar fi mai bine tu să-ți iubești nora și soacra decât să postesc eu? Există o brăznicie de nedescris în biserică. Adică să trimiți un bilet în care să chinui slujitorii să postească, să roage pentru tine și tu ești certată cu soacră ta. Păi asta e o brăznicie. Dacă dumneavoastră aveți conflicte și aveți probleme și certuri, și îndrăzniți să trimite sau să chinuiți slujitorii Dumnezeu, puteți să mergeți în Canada, la Vasile Hozan, să vă ungă cu un de lemn. Nu se pune! Pentru că ce se întâmplă? Dumneavoastră aveți probleme, aveți conflicte, aveți certuri, trimiteți bilete, noi postim, ne rugăm, vă facem ungerea și nu se întâmplă nimic. Și atunci biserica zice, băi, pe ăștia nu-s mai slujitorii de altă dată, băi, pe aia când se ruga să ridica mortul, domnule. Dar numai bolnavul ăla care se ridica în generația trecută n-avea probleme și conflicte. Și atunci noi rămânem descurajați de slujitori că nu mai face Domnul minuni, biserica rămâne dezamăgită. Are vreun sens? Eu nu zic că Dumnezeu nu face semne și minuni. Eu nu zic că Dumnezeu nu face vindecări. Slăvit să fie El. Dar dumneavoastră când veniți la ungere sau trimiteți un bilet, trebuie să știți dacă aveți la bază iubirea. V-ați împăcat? Ați rezolvat problemele și conflictele? Atunci trimiteți biletul. Dacă nu trimite biletul, spune: nu mă înțeleg cu soacră mea, vă rog să vă rugați pentru mine. Ați primit un astfel de bilet? Ei, gândiți-vă dumneavoastră, lipsa de iubire anulează toate darurile, toate slujbele, toate rugăciunile, sănătatea. Se merită să nu iubim? Spune dumneavoastră, se merită să nu iubim? Dar au zis o soră într-o adunare mai curajoasă, când am zis ceva, zice: frate, e așa cum zici dumneata, dar noi nu putem. Și avea dreptate sora. Pentru că Biblia, știți ce spune? Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în... Păi de ce a fost turnată? Că o avem? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, ce v-am vorbit eu până acum noi n-avem. Nu avem resursele astea, nu avem capacitățile astea, noi nu știm ce e iubirea. Dacă Iisus nu venea pe cruce să moară pentru noi, noi spuneam iubire la o grămadă de prostii. El ne-a învățat iubirea, noi n-avem așa ceva, e dragostea lui Dumnezeu. Și ea este turnată în noi. Prin cine? Dumneavoastră înțelegeți cine e generatorul de iubire? Cine? Duhul Sfânt toarnă în noi dragostea lui Dumnezeu. Păi eu vreau să vă întreb, nu mai are Duhul Sfânt putere? Și atunci de ce nu face? De ce nu toarnă noi dragoste? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Duhul Sfânt va turna dragoste numai în ăla care nu o are și recunoaște. Duhul Sfânt este dat în vreme de nevoie să te ajute când tu ai problemă și nu ai. Numai că tu trebuie să fii sincer și să recunoști: eu nu am așa ceva. Când a fost ultima dată când ai stat înaintea lui Dumnezeu și ai recunoscut că nu-L mai iubești pe Dumnezeu?
că nu-L mai iubești, că nu ți-e mai dor de El, că nu ți-e mai drag așa cum trebuie. Când a fost ultima dată? Nu-L recunoaștem. Merg pe biserică și întreb, dacă e vreo soacră care nu se înțelege cu nora, să ridice în picioare? Nimeni. Există vreo noră care nu se înțelege cu soacra? Nimeni. Există vreun bărbat care nu-și iubește nevasta? Nimeni. Cum veniți? Așa o să plecați duminică de duminică. O să se repete programele la rând, ani în șir, fără schimbări. Pentru că noi nu vrem să recunoaștem lipse. Lipsa care o avem de iubire. Să vii să spui, bă, fraților, eu nu mai mă înțeleg cu soția, rugați-vă pentru noi, că o să auziți de un divorț. Nu știi nimic până nu... Odată, pac, bomba, ăștia au divorțat. Cum au divorțat, bă? Cu fola grătar, sâmbătă, la iarbă verde, o fola tineret, o fola conferința de familie. Pentru că ei n-au recunoscut niciodată că au nevoie de iubire. O singură dată am auzit un bărbat care s-a rugat în felul următor. Zice, Doamne, Te rog să mă ierți că sunt un prost. Nu știu să mă port cu soția mea. Nu ne vine să râdem când e o astfel de rugăciune. Te uiți, Doamne, pe șurapul capul ăsta. Dar ăla va primi. Ce zice înțelepciunea în cartea Proverbilor? Strigă pe uliță. Ce strigă? Cine e prost? Să vină cu-a. Acum gândiți-vă că v-aș face eu invitația asta. Nu o fac. Dar zice, care dintre bărbați sunteți proști și nu știți să vă purtați cu soțiile, să veniți în față? Ce zice? Mai zice într-o biserică, bă, păi ne-a făcut ăsta proști pe toți, mă. Dar eu n-am spus că e cineva prost. Eu am zis, dacă este cineva. Dar ne taie, cum eu? Cum a spus așa ceva despre noi? Adevărul este că mulți dintre bărbați nu ne iubim nevestele și avem nevoie de iubire, dar nu recunoaștem. Soții care nu-și mai iubesc soții, la fel, cu vecinii, cu frați, păi cei în biserici, câte conflicte, păi cine recunoaște? Băi, fraților, opriți-vă, păi eu nu vă mai suport, mă. Păi ăsta tot vorbește pe la spate, eu nu mai suport pe ăsta, mi se întoarce tot prin mine când îl văd. Păi dar vină-mă și aici și spune asta. Băi, oameni buni, mie îmi lipsește iubire, eu nu mai pot să vă văd. Voi înțelegeți? Spune adevărul și spune, Doamne, toarnă în mine, că Duhul Sfânt asta face. Toarnă iubire! Vreți iubire? Vreți să iubim, să nu se anuleze totul? Păi să recunoaștem, să fim sinceri, că de-aia venim să ne pocăim. Poate ai o persoană, poate ai un domeniu. Doamne, eu aici nu mai am iubire. Punct. Toarnă Tu în mine. Ajută-mă Tu. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Ei, prezența iubirii, când Duhul Sfânt toarnă dragostea în tine, prezența iubirii acum activează. Ce activează? Activează un magnet care te atrage și te lipește de locul de care ești îndrăgostit și nu te mai poți desprinde. Asta face dragostea în orice domeniu. Creează un magnet care te atrage, te atrage atât de puternic, te cucerește, te lipește de un domeniu, de un lucru pe care îl iubești și nu te mai poți desprinde. Asta însemnează iubire. Cei care lucrați, de exemplu, în construcții, ați văzut că luați material cu mistria și la un zid pe care îl zidiți, aruncați materialul așa, îi dați una, pa, și s-o lipit acum. Peste două zile mai poți să-l dai jos. Și dacă forțezi, lași urmă. Asta face iubirea, te lipește și nu te mai poți desprinde. Ce crezi dumneavoastră că scrie Scriptura? Cine ne va putea despărți pe noi de... Păi când îi prezentă iubirea, nici necazul, nici boala, nici suferința, nici dușmanii, nici moartea, nici viața, nu te mai poate desprinde de lucrul ăla. Pentru că te-o lipit și nu te mai poți deslipi. Sau uitați dumneavoastră că aveți copii. Ce însemnează iubirea? Dați-i la copilul dumneavoastră un iPhone, un telefon. Cum se lipește de el? Greu sau ușor? Ușor. Și cum se dezlipește? Cu criză de nervi. Na, asta e iubirea. Te lipește, ești nervos dacă te dezlipești. Un copil a stat vreo 6-7 ore în fața calculatorului și taică s-o sta lângă el să vadă cât poate rezista. În 6 sau în 7 ore,
N-a zis decât atât lui taicăsu, adu-m un pahar cu apă. Dar asta e iubirea. Efectiv, te lipești, nu te mai poți desprinde. Te uiți la un meci, ai înghețat. Nu te... Zice, bă, vezi că o sunat, lasă că vorbesc după aia. Dacă e prea important, m-a lipit momentul. Nu mai poți să faci nimic, că te lipește și nu te mai poți dezlipi. Știți ce a zis o persoană din Biblie la alta? Ce nu sta de mine să te... Unde mergi tu, poporul tău, nimic nu mă poate desprinde de tine decât... Știți unde citim noi versetul ăsta? La logodnă și la căsătorie. Dar cine l-a spus? Onoră la soacră. Așa e și la dumneavoastră, nu? Așa spuneți nororile la soacră. Nu sta de mine să te las. Unde ești tu, mamă, soacră și eu? Unde stai tu și eu? Așa e la dumneavoastră? La noi știți cum e? Ea îi spune lui, auzi, eu cu soacră mea nu stau. Punct. Dar de ce nu vrea să stea? Pentru că nu e lipici. Ei, ascultați-mă. Gândiți-vă la ce vă spun. În momentul când te îndrăgostești de cineva, se creează un lipici mai mare decât lipiciul care l-ai avut pentru părintele tău. Zice, omul va lăsa ce? Adică a fost lipit de taicăsul și de maicăsa, s-a creat o lipitură prin iubire, dar acum apare un lipici mai mare față de soț ca să se poată desprinde de mama și de tata. Deci ascultați-mă, dacă nu s-a creat lipiciul ăsta prin iubire, ea sau el se vor întoarce tot la maicăsa, tot la taicăsul. Și vor crea mari probleme în familie. Pentru că ea se întoarce la lipiciul unde l-a avut. Dacă nu e un lipici mai mare să te desprinde de maică-ta și de taică-ta, să te lipească de soție, de soț, tu te vei întoarce și vei crea probleme în familie. E tot așa când se creează un lipici între soț și soție, ca să te poți desprinde de soție și de copii, se creează un lipici mai mare față de Dumnezeu. Te lipește de Dumnezeu și ești în stare să-ți lași soția, copilul să plece misiune. Ești în stare să-ți lași mamă, tată, copil, hol, de orice. Ei, toate se creează prin lipici. Dacă n-ai lipiciul ăsta de Dumnezeu, tu nu poți să lași anumite lucruri care le iubești, de care ești lipit, familiale. Nu poți să lași anumite lucruri părintești. Sau lucruri pământești de care ești lipit. Dragostea de Dumnezeu trebuie să te lipească de Dumnezeu încât nimeni nu te mai poate desprinde. E, dacă vreți practic un test să vedeți cu adevărat ce iubiți, puteți să faceți testul ăsta fiecare. Testul este să vedeți ce faceți în timpul liber. Timpul liber îți arată lipitura care o ai. Adică când ai o jumătate de oră pauză sau când ai o zi liberă, uită-te spre ce ești atras ca un magnet, spre ce te lipești. Aia e dragostea ta. Ăla e lipiciul tău. Gândiți-vă dumneavoastră la un fumător care iubește țigana. Când e pauză la lucru, ce face prima dată? Ce face prima dată? De ce? Pentru că primul lucru când ai pauză, te duci spre lucrul de care ești lipit. Dumneavoastră nu luați țigara în mână. Ce luați în pauză? Auzi. Telefon. Și ce te uiți pe el? Aia e lipitura ta. Te uiți imediat pe telefon. Acum când lucrăm și lucrezi și în domeniul ăsta tehnologic, nu e nicio problemă. Când ești la școală, trebuie să folosești anumite lucruri, calculator, telefon. Dar când ai liber, când nu mai trebuie să cauți nimic, ai tu liber o jumătate de oră, o oră sau o zi, ce faci? Iei telefonul și ce cauți? Aia e lipitura ta. Ce faci într-o zi liberă? Sau dacă vreți dumneavoastră, eu nu vă zic să faceți un test, dar eu dacă mă duc la biserică pot să verific imediat. Fac în felul următor. Duminică dimineața, cum e acum, anunț. Fraților, surorilor, după masă nu mai avem slujbă. Și cei mai mulți fac așa. Ce bine! Și îi urmăresc unde să duc. Urmăriți, anulați o slujbă de după masă și urmăriți unde să duc. Și o să vedeți ce magnet au fiecare. Ce atrage? Unde să duc oamenii dacă nu-i biserică după masă? Se mere la iarbă verde, la un grătar acum. Mere la un meci, mere... Imediat se vede atracție. Dacă e unul care zice, băi, frate, cum, închideți biserică după masă? Băi, vă rog frumos să-mi dați cheia de la biserică, că eu o zi am liber pe săptămână și vreau să o petrec cu Domnul.
Mă, oameni buni, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Noi nu-L mai iubim pe Dumnezeu. Nu vă mai înșelați. Noi trăim generația din urmă despre care Biblia spune dragostea celor mai mulți se va răci. A, da, zice poporul acesta mă cinstește cu... Dar inima are alipici. Da, cântăm, facem programe, venim, dar lipitura e în altă parte. Eu tot întreb și vă întreb și pe dumneavoastră. De când sunteți dumneavoastră? Ați căscat vreodată numărând banii? Adică să începe 100, 200, am apucat un somn, lasă că-i număr mâine. Vi s-a întâmplat? Să ferească Dumnezeu să lipsească 100 de euro că e noapte de veche. Deci câte nopți de veche fac pocăiții pentru lucruri materiale, nici nu vă imaginați. Ăla e lipiciu care te ține o noapte treaz. Uitați-vă la noi. Faceți o noapte de veche. Dacă reușim până la două, e o performanță. Nu mai putem, pentru că nu mai e ce. Nu mai e lipici. Nu mai e cum să stai, nu mai e o atracție, nu mai e un magnet, numai dacă vii cu pijamalele, să dormi direct. Că nu mai poți. Am avut la mine doi frați care au venit cu doi nepocăiți să mă ajute ceva la țară și au lucrat o săptămână de zile. Muncă pe brânci. Ăia nepocăiți doi, luni seara, miercuri seara, vineri seara, nu știu dacă nu știu duminică seara, aveau fotbal la sintetic, seara la 10. Băi, omule, bă, pe după o zi de muncă, luni seara, miercuri seara, păi tu te duci la sintetic, păi e relaxare, îmi revin. Dar întreb pe frații mei, băi, dar voi când aveți rugăciune? Zice, marți seara, ați fost. Noi pocăiții, așa suntem derupți și de frânți când e vorba de rugăciune. Bă, frate, bă, trebuie să înțelegi că nu mai pot, mă. Băi, dar cum ai putut, mă, la teren, la sintetic? Cum a putut ăla la sintetic, la 10, să mai alerge și tu nu poți la rugăciune? Ce nu-i? Lipici. Nu mai e lipici. Ne lipim de lucrurile pământene, ne lipim de plăceri și aici ținem slujbe și programe plictisiți, adormiți, căscăm, dormim, indiferent ce, nu contează. Când e vorba de bani, când e vorba de ecroaziere, când e vorba de vacanțe, când e vorba de căști, de mașini, suntem ochi și urechi. Doamne, ai milă de noi. E asta face iubirea, creează magnetul ăsta, te lipește și nu te mai poți desprinde. Și asta se vede în timpul liber. N-ai timpul liber dacă tu fugi spre Scriptură, zici, băi, asta e comoara mea, averea mea, am 10 minute, o să citesc, acum pun pe genunchi, fac o rugăciune, de oare ce fac frații mei? Stai să fac o rugăciune pentru ei. Asta înseamnă că ești lipit. Și vreau să închei, să vă spun că dragostea creează magnetul ăsta care te lipește și în final te desfințează. De fapt, asta vrea să facă iubirea. Să te desfințeze de tot. Și asta face dragostea adevărată. Efectiv, te desfințează. Cum adică mă desfințează? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, orice om iubește, este desfințat în voia lui proprie. El funcționează în funcție de celălalt și devine rob. Asta vrea să te facă dragostea, rob, dar nu din lege, ci din iubire, ținta iubirea. Tu trebuie să devii un rob nu din lege, că sunt o grămadă de rob din lege, ci rob din iubire. Asta face dragostea, te desfințează, nu mai funcționezi în funcție de voia ta, dispare voia ta și devii rob la lucrul de care ești biruit. Asta face dragostea. Biruie într-un domeniu și devii rob. Orice om este rob la lucrul de care este biruit. Adică ești biruit de o plăcere, ești biruit de ceva frumos de pe pământul ăsta și devii rob la lucrul ăla. Ei, dacă te biruie dragostea, tu devii rob al lui Dumnezeu. Pentru că dragostea efectiv te desfințează. Uitați-vă la un băiat când se îndrăgostește de o fată. Stă la masă și îi pui să mânce. Și el se uită, zice, bă, unde ești? Unde e? Îi la ea. El mănâncă cum... El... De ce? Pentru că te trezești cu gândul la ea, mănânci cu gândul la ea, te culci cu gândul la ea, te duci la școală cu gândul la ea. Pentru că tu funcționezi în funcție de persoana care ești îndrăgostită, te-ai lipit și ești desfințat. Zici, bă, nu te mai du, mă, nu te mai du!
Și el nu poate. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce zice Apostolul Pavel. Nu mai trăiesc eu. Pavel, ești nebun? Cum adică nu mai trăiești tu? Păi nu te vedem că pleci în misiune. Ce, nu mai trăiesc eu, dar unde ai dispărut? Cine l-a desființat? Dragostea lui Dumnezeu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos. Efectiv, m-am topit în Dumnezeu. Nu mai am planul meu, nu mai am voia mea. Hristos e totul. Ei, dragostea te face ca lucrul ăla să fie totul pentru tine și tu devii rob la lucrul ăla. Fie că e lucru pământesc, fie că e lucru din familie, fie că e lucru spiritual. Fie că e plăcere, fie că e păcat. El efectiv te biruie și tu nu poți să reziști, să nu te duci acolo. Doamne, ai milă de noi. Ia, gândiți-vă dumneavoastră surorile acum. Când vreți să dați gust la o ciorbă, puneți în ea sare. Și ați pus sare și după aia fierbeți ciorba și o puneți pe masă. Și mâncăm cu lingura din farfuria de ciorbă. Unde-i sarea? Unde-i sarea? A dispărut. S-a topit. A fost desfințată, dar a lăsat ce? Gust. Dumneavoastră trebuie să noi toți zicem, noi suntem sarea pământului, oameni buni, sarea în sac nu face nimic. Sarea, numai dacă se dizolvă în ceva, dispare undeva, este desfințată undeva, oprește putrefacția sau dă gust. Deci dacă noi vrem să dăm gust de cer, noi trebuie să ne topim, să fim desfințați în Dumnezeu și lăsăm gustul lui Dumnezeu. Dar ăsta nu prea e. De fapt, asta vrea să facă dragoste, să te facă rob. Acum, dumneavoastră trebuie să știți că cuvântul ăsta, rob, nu este un cuvânt de prestanță, de onoare, dar este sinonimul măreției lui Dumnezeu. Adică oricine este biruit de dragostea lui Dumnezeu și devine rob, e sinonimul măreției. Și Dumnezeu zice, pentru că tu ai atitudine de rob, eu te fac prieten și îți descoper tot ce fac eu. Pentru că tu ești ca un rob, gata să asculți. De ce ți-ar descoperi Dumnezeu planurile lui ție dacă tu nu ești ca un rob să execuți? Care e sensul? Numai așa că ești tu prietenul lui Dumnezeu? Nu! El zice, pentru că voi sunteți în poziția asta de ascultare să faceți ce vă spun eu, eu vă descoper ca la un prieten. Există predici care dumneavoastră trebuie să le savurați, să le mâncați, dar nu reprezintă întregul adevăr. Predicile astea sunt cam de genul ăsta. Trebuie să știi cine ești în Hristos. Ești rege și regină. Ești prinț și prințesă. Ești Fiul lui Dumnezeu. Și trebuie... Asta le mâncați, că-s bune. Numai că dumneavoastră mai trebuie să știți ceva. Fiul lui Dumnezeu, când a coborât, era rege, prinț și Fiul de Dumnezeu. Când a coborât, a luat chip de... Dumneavoastră puteți înțelege. Dacă nu ai o atitudine de rob, tu nu ai înțeles ce înseamnă să fii Fiul lui Dumnezeu. Mă zic, când vedeți chestii de geste cu mine pe mână, aleluia, slăvit să fie Domnul, gloria Domnului, mai buni și cu pantaloni scurți. Dar am înțeles, tu ai făcut școala, ai făcut facultatea cu Iisus sau cum? Cine ești tu? Cum îți permiți așa? Păi zice, eu suntem prieten cu Dumnezeu. Băi, omule, prietenia asta s-a plătit cu sânge. Și când mă gândesc, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, rege, regină, prinț, Fiul lui Dumnezeu, asta mă umilește, îmi dă un respect, mă prăbușește și ca un rob. Asta e respect, e admirație. Nu e că eu stau și cu Dumnezeu nu știu cum. Nu. Înseamnă că n-am înțeles ce înseamnă să fii fiu, ce înseamnă să fii rege. Asta te face cu atitudine. Doamne, Tu m-ai făcut rege, m-ai făcut fiu. Asta îmi dă o umilință. Nu mă face să mă umflu, ci mă face să mă desumflu. Da, eu știu cine sunt în Hristos, dar sunt în Hristos și s-a plătit pentru asta. Și asta dă stare de respect. Nu vedeți dumneavoastră la noi, la biserică, la noi e ca la gară. Nu există evlavia aia, nu ți impune nimic cu un sentiment de evlavie, de respect, să te prăbușești cu fața la pământ. Noi ne permitem orice, dar ce...
Am fost acolo la Madrid și am vizitat biserica regelui sau cum îi zice acolo și ne-am pus noi ca la noi, la biserică. Eu cu familia pe băi și vorbeam. Telefonul meu sună. Și la un moment dat, bă, aici telefonul se închide. Și nu deranjați. La noi, telefoane. O să într-o adunare, un telefon sună și acum sună, dar ăsta avea pe sunet muge de vacă. Deci vă dați seama. Când o sunat ăsta în biserică, deci nu mai contează nimic. Oricum, putem dormi, putem căsca, putem să ne tânjălim, putem să stăm picior peste picior, putem să băgăm mâinile în buzunare, putem, orice e posibil. Dacă n-ai o atitudine de robi cu totul altceva. Uitați-vă dumneavoastră, acum pot să vă zic că dumneavoastră n-aveți. Aici, la dumneavoastră, în față, sunt scaune aproape ca în biserică. Dar în unele biserici, în față, scaunele de aici sunt diferite de alea din sală. N-ați văzut? Sunt niște fotole aici. Să vezi aici. Așa e că arăta rog. Bă, asta e patronaj, bă. Tu ești cumva șef undeva, dar zice, aici stau unșii Domnului. Trebuie să aibă jilțuri. Eu nu zic că nimeni nu o face, poate... Zice, bă, să avem grijă de păstori, de slujitori, că am adus un păstor, sau așa, să fie frumos. Dar ceva e greșit în mentalitatea noastră. Avem mentalitate de firmă. Avem mentalitate de direcțiune. Bă, robul se prăbușește. Doamne, ai milă de noi. Amin. Nu ne place. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați căutat cuvântul rob pe Google săptămâna asta? Să vedeți ce vă dă. Dar ce ați căutat? Ce vă place? Nimeni nu caută cuvântul rob, că n-are prestanță. N-are onoare. Dar dumneavoastră știți ce se întâmplă când ești rob? Eu zice, sunt un bulgăraș, prea mic, sunt un strop și cu cât mă fac mai, cu atât tu... E, dar nu e invers. Noi dacă avem, bine că nu putem purta bărbații tocuri, că ne-am ridicat mai sus. Noi să nu vedeți în afișe, noi predicatori, ne-am îngroșat, ne-am lățit. Sunt tot mai mari. Nu scrii cuvântul Domnului un verset mai mic decât poza mea. Păi mă, dar ceva nu e în regulă cu noi. În loc să fii. Vreau să închei să vă spun unul dintre marii dirijori a dirijat orchestra într-o mare sală de concerte și au cântat, au interpretat Sinfonia Noua de Beethoven. Așa de bine au interpretat-o încât sala a căzut în delir, s-a ridicat în picioare, a început să ovaționeze, să aplaude și când a văzut dirijorul ce slavă, ce glorie vine spre el, s-a uitat la orchestranții lui și ca să-i potolească cumva le-a spus următoarele cuvinte. Domnilor, eu, dirijorul care am dirijat orchestra în seara asta, sunt nimic. Domnilor, dumneavoastră care ați cântat și interpretat Sinfonia Noua de Beethoven, sunteți nimic. S-a uitat la ei și a zis, domnilor, Beethoven este totul pentru că am cântat muzica și sinfonia lui. Acum eu vă spun altceva în dimineața asta. Domnilor, eu care v-am predicat în dimineața asta sunt nimic. Domnilor, omul ăsta care stă lângă mine în dimineața asta și conduce slujba este nimic. Domnilor, care ați cântat cântări în dimineața asta, sunteți nimic. Domnilor, care ați venit în dimineața asta la adunare, sunteți nimic. Domnilor, Iisus Hristos este totul. Adică cântăm sinfonia de pe cruce, muzica din sângele Lui și dumneata să pui slava pe mine, care intru în pământ. Nu-i corect. Noi ce facem aici? Cântăm muzica Lui, vorbim despre ce a făcut pe cruce, sângele Lui și dumneavoastră spuneți, păi ăsta e cineva, dar cine e? Abur. Nu-i corect.
Oare cât timp ne va trebui să înțelegem că noi suntem nimic și că Dumnezeu este totul? Despărțiți un pic cuvântul nimic, să vedeți ce dă ni, adică prima dată ești mic și după aia devii nimic. Și când ești desființat și ești un nimic, acolo e slava și puterea lui Dumnezeu. Acolo vine Dumnezeu, dar ne trebuie mult timp să înțelegem că eu sunt nimic și că Dumnezeu este totul. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Lipsa de iubire anulează tot. Anulează daruri, slujbe, rugăciuni, sănătate. Prezența iubirii activează un magnet, te lipește și te desfințează și te aduce în atitudinea de rob ca să se vadă slava și gloria Lui. Dacă n-ai iubire, fii sincer. Spune Dumnezeu în rugăciunea asta, Doamne, eu nu te mai iubesc așa cum trebuie. Nu mai am lipiciul ăsta, nu-l mai simt. Mă duc spre altceva ușor și mă desprind atât de greu. La tine vin atât de greu și mă desprind așa de ușor. Nu-i corect, Doamne, ai lăsat Duhul Sfânt, toarnă în mine prin Duhul Sfânt iubire. Lipește-mi, Doamne, sufletul. O crește-mi iubirea în inima mea. Poate nu-ți mai iubești soția sau soțul. Poate nu mai iubești un copil, poate nu-ți iubești vecinii, poate nu iubești un frate, o soră, un coleg de serviciu, poate nu-ți iubești dușmanii. Fii sincer. Spune, Doamne, eu nu am iubire. Dăruiește-mi Tu. Vă invit să ne ridicăm și să avem o rugăciune în sensul acesta. Biserica aceasta trebuie să aibă la bază iubirea. Familia trebuie să aibă la bază iubirea. Părtășirile noastre, rugăciunile noastre trebuie să aibă la bază iubirea. Darurile care ne-a dat Dumnezeu trebuie să aibă la bază iubirea. Să ne rugăm. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine. Ajută-mă să fiu mic, să ajung nimic și Tu să fii totul. Asta vreau să fiu. Să te iubesc și să te slujesc cât voi trăi. Să intrăm cu toți într-o rugăciune.